Ediția a doua expoziției Florile, Culorile a fost vernisată astăzi. Vorbim despre un proiect realizat de Muzeul Județean de Istorie Prahova în colaborare cu Colegiul de Artă Carmen Silva din Ploiești. Elevii au prezentat creații realizate în diferite tehnici ale artei plastice, acuarelă, ceramică sau linogravură, care pun în valoare florile. Expoziția aduce în atenția publicului și o serie de cărți poștale. Prin acest proiect mi-am propus să readuc în amintirea oamenilor florile prin intermediul cărților poștale și de asemenea să punem în evidență talentul acestor copii minunați de la Colegiul de Artă din Ploiești. Am făcut o gamă de lucrări în funcție de flori și tot felul de flori. Florile aduc, sunt vestitoarele primăverii și asta vreau noi să demonstrăm. Cartea poate să fie renumită prin ceva frumos și în Ploieștiul poate să fie un oraș care promovează arta. Ce tehnică ai folosit? Am avut o tehnică mixtă. Adică am combinat pastelurile cu acuarela, cu tușul și penița. O poartă cu flori care cresc pe o poartă veche și cam atât. De ce ai fost inspirată? Dintr-o revistă cu arhitectură veche și poze și am zis să fac ceva asemănător. Ce tehnică ai folosit? Acuarela. Am folosit tehnica grafică și am încercat să combin tema florilor cu arhitectura, deoarece eu sunt la clasa de arhitectură și am încercat să fac ceva diferit, dar să fie totuși în stilul cărților poștale. Da. Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova dedică acest proiect expozițional tuturor femeilor ca un prilej de bucurie ce marchează venirea primăverii, anotimp al renașterii naturii și implicit al florilor. Lucrările pot fi văzute toată luna martie.